Hristos s-a înălțat. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Părinte, a venit ceasul. Preamărește pe Fiul tău cu slava pe care a avut-o la tine încă de la începutul veacurilor. Iubiți credincioși, ne aflăm în duminica dinaintea pogorârii Duhului Sfânt, dar în același timp și duminica de după înălțarea Mântuitorului la cer. Mântuitorul s-a întors acasă. Dar unde este casa Domnului? Mântuitorul, dacă a venit din cer și a stat cu noi pe pământ mai bine de 33 de ani, când a plecat, a plecat cu conștiința că pleacă acasă și l-a rugat pe Tatăl să-l primească într-o slava sa, l-a rugat pe Tatăl să-i pregătească locul său. E bine, pentru că astăzi este o duminică între înălțare și pogorârea Duhului Sfânt, între a pleca cineva și a veni altcineva, în perioada aceasta de pregătire să primim ceva și de a privi către cel care a plecat înainte, în această duminică Sfinții Părinți au rânduit a ne prezenta una dintre cuvântările cele mai tulburătoare ale Mântuitorului, pe care a avut-o în grădina Ghețimanii, într-un dialog cu Tatăl, atunci când s-a rugat Tatălui și când a recunoscut și el că a venit ceasul. Acel ceas însă nu este un ceas care are 24 de ore într-o zi, care numără apoi săptămânile, lunile și anul. Ceasul este momentul. Ceasul este momentul în care noi trebuie să învățăm ceva. Fiecare dintre noi pleacă la un moment dat de acasă. Nu gonit de părinți, nu din alte motive, decât că a venit ceasul. Poate că a venit ceasul să plece la școală, poate că a venit ceasul să plece în lume și se pleacă de acasă. Dar orice plecare de acasă are în sine și o revenire. De ce? Pentru că nu poți să pleci de acasă fără să te întorci. Dumnezeu Fiul, pogorându-se pe pământ și întrupându-se din Preacurata Fecioară Maria, a plecat de acasă din tronul ceresc și a venit la noi. Dar iată că acum se întoarce acasă, tocmai ca să ne învețe și pe noi cum să ne întoarcem acasă. Dacă vă aduceți aminte de poveștile copilăriei noastre, frații Grimm au scris la un moment dat o poveste despre Hansel și Gretel. Și aceștia, plecând de acasă, simțind că nu mai sunt bine primiți înapoi și știau că o să rămână prin pădure să rătăcească, au luat bucățelele de pâine și au lăsat frimituri în urmă. E bine, acele frimituri au fost lăsate și de Mântuitorul între cer și pământ. Acele frimituri au început cu mana cerească pe care Dumnezeu Tatăl a trimis-o poporului ales în timpul lui Moise. Acele frimituri înseamnă cele 12 coșuri de la mulțirea celor 5 pâini și 2 pești cu care s-au săturat 5.000 de bărbați. Acele frimituri sunt gândurile noastre de a ne întoarce acasă. Fără acele frimituri nu putem să facem nimic. Nu putem la un moment dat să mai înaintăm, fără să ne întoarcem, să ne încărcăm din nou și să plecăm din nou la drum. Pentru că Mântuitorul, după ce s-a întors în sânul Tatălui, a venit din nou la noi și încă este pe pământ și încă ne așteaptă pe fiecare dintre noi să ne ducă pe drumul fărâmiturilor către Tatăl Ceresc, la casa cea veșnică. Știți că spune psalmistul, în biserica slavei tale stând, în cer asta mi se pare. La acea casă ne așteaptă Tatăl, care are în mână părticica din care ne-a dat nouă să facem fărâmituri, cadâre de veșnicie între cer și pământ. Noi ne-am învârtit pe aici, poate că am uitat de multe ori de casă,
de Tatăl Ceresc, dar mâna noastră era de dată să scoată din prescură niște fărâmituri, niște urme. Și ne întoarcem acum către urme la Tatăl Ceresc și să vedem cum putem să ne întoarcem cu bine. Știm că întoarcerea la Tatăl se face în mai multe feluri și Dumnezeu Tatăl așteaptă pe fiecare. Este marea taină chiar cu fiecare dintre noi, pe care ne-o spune Mântuitorul, dacă un păstor pierde o oaie din turmă, lasă turma și se duce să o caute pe cea care s-a rătăcit și când o află, se bucură de ea mai mult decât cele 99 de oi pe care nu le-a pierdut. Vă imaginați că bucuria noastră aici pe pământ nu stă într-o sută de oi, ci stă în numărul lor să rămână așa cum au fost primit. Iubiți credincioși, de câte ori și noi avem atâtea lucruri pe lângă noi și ne-am propus toată viața să avem cu tare sau cu tare și la un moment dat ne gândim, aș da tot numai să fiu sănătos. Asta în cazul în care ne încearcă vreo boală. Adică, din turma noastră de 100, că avem casă, că avem familie, că avem copii așezați, nu mai contează decât oaia aceea rătăcită, sănătatea noastră. Ei bine, trebuie să învățăm valoarea ei înainte de a se rătăci vreo oaie. Înainte de a ne bucura colectiv de cele 100 de oi pe care le avem, trebuie să știm că fericirea noastră nu stă în toate la un loc, ci în fiecare în parte. Orice lucru l-am pierde din cele 100 ar fi în acel moment mai valoros decât celelalte 99. Mi-aduc aminte de fratele nostru Gabriel Liceanu când spunea, atunci când începe să te doară un organ, acel organ devine vedetă. Păi îl durea inima și s-a dus în America să facă o operație. Și zice, din acel moment când am aflat că inima e problema, nu mai conta nimic din mine decât inima. Inima era vedeta. Viața mea se rotea în jurul acelui organ. De ce să fie așa? De ce să nu fie de la început fiecare organ de-al nostru cu aceeași valoare? De ce să aibă valoare 1 numai atunci când începe să lipsească din 100? Tocmai pentru că se știrbește 100 însăși. Se știrbește perfecțiunea cu care ne-am învățat noi să privim în jurul nostru. Și orice lucru care începe să știrbească valoarea celorlalți, bineînțeles că începe să ne doară. Dar până unde trebuie să mergem cu revenirea la Tatăl, așa cum am spus? Fraților, să știți că ne așteaptă Tatăl și ne așteaptă cu bucurie. Nu ne așteaptă să ne mustre, Doamne ferește, nu ne așteaptă să ne dea vreo pedeapsă, ci ne așteaptă cu bucurie. Decât că bucuria aceea trebuie să vină așa cum vine câte o sărbătoare mare după post. Se vine după jertfă. Se spune că odată doi copii s-au îmbolnăvit și era un băiețel și o fată și băiețelul a rezistat mai bine și după un anumit timp s-a însănătoșit, dar surioara lui era din ce în ce mai rău și doctorul a stabilit că trebuie să facă un transplant, un transplant simplu și și-au dat seama că e bine, suferind copiii de aceeași boală, să-l folosească pe frate pentru că el deja avea anticorpii pregătiți. Și doctorul s-a dus la copilașul acela de 4-5 ani și a spus, uite ce trebuie să facem noi ca să o salvăm pe surioara ta, trebuie să facem un transplant de la tine. Nu e mare lucru, o transfuzie și... Dar trebuie să avem acordul tău. Și copilul sărac a făcut niște ochi foarte înspăimântat și în câteva secunde a zis, da, sunt pregătit. Și a doua zi s-a făcut transfuzia respectivă, transplantul și după ce s-a trezit la reanimare, l-a văzut pe doctor și băiețelul a întrebat, și acum când urmează să mor? Vedeți ce înțelesese el? Știa că jertfa trebuie să o facă până la capăt. Noi însă, din păcate, nu înțelegem așa de ușor. Noi credem că dacă am ajutat pe cineva, este de ajuns numai să-i dăm ceva sau să-l mângâiem din când în când. Nu.
Trebuie jertfa să meargă până la capăt. Dacă vrem să ne întoarcem la Tatăl, trebuie să știm că din prescura pe care ne-a dat-o, adică anii vieții noastre, trebuie să o împrăștiem pe drum, să dăm și celorlalți. Știți că din pâinea cu care plecaseră de acasă Hansel și Gretel, au mâncat păsările cerului, care la sfârșit tot ele i-au adus înapoi acasă. Ni se cere să dăm mai departe din prescura vieții noastre, care este timpul nostru. Spunea Părintele Arsenie, zice, Tată, mai mare dar decât timpul nu ne-a dat Dumnezeu. Ne-a dat timpul ca să ne pocăim, ne-a dat timpul ca să ne bucurăm, ne-a dat ani ca să ne întoarcem apoi tot la El. Dar valoarea aceasta a timpului trebuie să o cunoaștem. De aceea astăzi, în duminica de dinaintea pogorârii Duhului Sfânt, trebuie să conștientizăm un lucru. Suntem aici pe pământ acum. Poate că pe unii ne doare ceva, pe alții altceva. Poate că unii avem durerea altuia în sufletul nostru. Pentru acea durere s-a înălțat Mântuitorul la cer ca să ne trimită de acolo Duhul Sfânt, care, după cum știm, împarte darurile sale. Duhul bunătății, Duhul înțelepciunii, Duhul științei, Duhul îngăduinței, chiar și Duhul tămăduirii. Va să zic că Hristos a plecat să ne trimită de toate. În același timp însă noi trebuie să ne pregătim să știm să primim de toate. Pentru că degeaba vine Hristos cu puterea Duhului și degeaba așează în noi dacă noi nu știm să le folosim, dacă noi nu le băgăm în seamă. Știu pe cineva care după 90 a început să adune niște piese și să facă primul mare depozit de piese. Acum imaginați-vă că o Dacia avea toată lumea, dar ca să ai planetare de toate felurile, să ai tot felul de pinioane de la cutia de viteze, nu era chiar așa ușor. Și omul ăla a adunat. La un moment dat însă și-a dat seama că nu mai poate să mai facă nimic cu depozitul, pentru că era tot o neordine acolo. Toate erau puse la îndală și dacă îi cerea cineva un reper, nu știa de unde să-l aducă. Și a trebuit să închidă depozitul. Bineînțeles că la câteva luni Dacia deja era departe din preocupările românilor. Și a rămas numai cu adunatura de piese. Iubiți credincioși, ce vreau să vă spun? Hristos ne lasă să adunăm, decât că noi trebuie să ordonăm ceea ce adunăm. Să nu credem că le putem aduna așa ala-ndala și puse care te miri încotro. Așa mă gândesc și la copiii ăștia, vieții de ei, care sunt în examene de bacalaureat. Au adunat săraci, unii mai mult, alții mai puțin. Acum știți ce se cere de la ei? Posibilitatea de a scoate din magazie. Nu îi întreabă nimeni ce și cât au în magazie, ce și cât au învățat, cât au fost la școală sau n-au fost. Li se cere acum lucru foarte clar. Scoateți de unde ați adunat. Unii poate că au adunat mult, dar nu mai pot scoate pentru că sunt prea emotivi, poate au tot felul de fobii, tot felul de frici care îi țin departe. Randamentul este, de fapt, cel pe care îl reclamă un examen. Nu calitatea și nu mulțimea cunoștințelor îi pune pe unii în fața celorlalți. Să știți că nu ajung în frunte cei care au fost primi la școală. Nu. Pentru că trebuie să ai pe lângă inteligența aceasta de a înmagazina cunoștințe și o inteligență de viață. Se spune că odată doi copii plecau prin pădure și la un moment dat, de departe, văd un urs care venea exact spre ei. Și atunci au făcut toate calculele că n-aveau cum să scape. Dar bineînțeles că n-aveau cum să scape, pentru că ursul deja îi ochise. Unul dintre ei însă s-a aplecat și și-a strâns mai bine și returile și în momentul în care cel mai inteligent dintre ei spunea, băi, mi-am făcut toate calculele, să știi că n-avem cum să scăpăm, el s-a ridicat și a așezat ținuta și a zis, nu, mie nu-mi trebuie decât să fiu cu un pas înaintea ta. Și l-a luat-o la fugă. Asta este diferența între a
fi inteligent și a fi practic. Acum, să nu credeți că putem să aplaudăm pe cel care a gândit așa, da, dar există în viață momente limită. Până la urmă și la urmă, de ce să moară doi? Mai bine să scape unul. Viața aceasta ne învață că Dumnezeu ne-a dat prescura, așa cum am spus, și noi trebuie să împărțim din ea. Dar cum împărțim din ea? Să nu facem nici risipă, pentru că nu știm când ne vine dorul de casă să ne întoarcem. Și dacă nu mai avem prescură să mai lăsăm în urma noastră, pe ce urmă ne vom întoarce? Pentru că nu ne putem întoarce așa de oriunde, oricând. Trebuie să lăsăm o urmă în spatele nostru. O urmă înseamnă ucenicii pe care îi facem, o urmă înseamnă oamenii cu care ne-am întâlnit, o urmă înseamnă dragostea cu care ne-am apropiat în mod real de ceilalți. Asta ne învață praznicul înălțării Domnului, dar mai ales asta ne învață praznicul duminice de astăzi, în care noi nu trebuie să mai stăm cu mâna streașină să ne uităm la Hristos care s-a înălțat la cer, ci să ne uităm între ale noastre că Hristos n-a plecat încă. Hristos este în fiecare dintre apropiații noștri, în fiecare dintre rudeniile noastre, în fiecare neputință de a noastră sau de a celuilalt. Hristos se află aici și ne mai dă câte o prescură, ne mai lungește viața, ne mai așează zilele noastre astfel încât să ne ajungă la drumul de întoarcere. Că l-a dus, plecăm mulți. Dar când se sună adunarea, nu știu care și încotro mai poate să mai deslușească unde sunt frimiturile către casa lui. Iubiți credincioși, marea taină a peregrinării noastre prin viața aceasta este să știm că odată și odată ne întoarcem acasă. Știu foarte mulți care după 90 au descoperit tot felul de preocupări spirituale. Știți care a fost primul lucru pe care l-au făcut? În primul rând au fugit de acasă. Au fugit de acasă, vă spun, am cazuri foarte multe. Și nu vă vorbesc din cărți. Au fugit de acasă și au zis, gata, am descoperit ce? O viață spirituală, bun, și cei de acasă ce fac fără tine? Păi nu mă mai interesează, eu deja am intrat în altă etapă. Ce vorbești, mă? Adică te poți bucura pe spatele unora care au mâna streașină și se uită, mai vine mă tata sau nu mai vine? Mai vine mă soțul? Acum soția nu zice așa, ci mai vine mă bezmeticul ăla. Și are dreptate viața femeie. Să nu credem că dacă am descoperit noi ceva, acum gata, am fugit de acasă și... Fraților, trebuie să ne întoarcem acasă, între ale noastre. Bucuria noastră trebuie să fie verificată. Dacă pot să mă bucur lângă ai mei, înseamnă că sunt pe drumul cel bun. Dacă nu, e clar că nu mă mai interesează nici prescurea pe care am fărâmițat-o în drumul meu către cine știe ce năzdrăvănie a unui vis. Trebuie să știm să ne întoarcem acasă. Ne ducem și ne întoarcem. Nu vedeți că ne întoarce copilul nostru cu mintea, după ani și ani, la copilul care era odinioară. Dacă ne ajută Dumnezeu să fim bunici, o să vă povestesc cum o să fie, dar eu cam așa o văd. Mi-e dor acum să mai duc un copil la școală, dar vedeți, m-am luminat, dar degeaba, că nu mai am copii, nu se mai duc la școală așa decât de unii singuri. Dar nădăjduiesc că Dumnezeu va fi bun cu mine și îmi va da să duc nepoții la școală. Și atunci nu înseamnă o întoarcere a mea acasă, o întoarcere a mea la calitatea mea de părinte, de copil pe care să-l duc la școală, să învăț una și alta. Asta înseamnă să ne întoarcem acasă, măcar cu gândul, măcar să pregătim ziua în care să ne întoarcem cu bine acasă. Pentru că Hristos s-a întors la Tatăl Său și întorcându-se la Tatăl Său s-au bucurat împreună și au trimis din nou pe Duhul Sfânt ca să stea cu cei pe care i-a îmbrățișat ani și ani la rând. Iubiți credincioși, această mare taină a întoarcerii noastre în noi înșine, în copilăria noastră, în gândurile noastre și mai ales în visele noastre și idealurile noastre, este marea taină a înălțării. Mântuitorul s-a înălțat cu visele noastre și s-a dus să le spună Tatălui și Tatăl acum ni le trimite binecuvântate înapoi. De aceea noi trebuie să fim atenți
ca în aceste momente de praznic să mulțumim lui Dumnezeu că nu ne-am depărtat prea mult, că suntem încă aproape și încă sunt în spatele nostru fărmiturile de gând care ne țin aproape de idealurile noastre, de copilul din noi, așa cum am spus și altădată, care încă ne mai trage de mânecă și ne spune: păi, spuneai tu când erai mic o să te faci mare și o să faci cu tare sau cu tare, a venit vremea. Această vreme ne-o avertizează Mântuitorul în mod plăcut că a venit. Copilul din noi ne spune: tată, a venit vremea. Preamărește cu visele mele tot ceea ce mi-ai promis când eram eu mic. Aceasta este marea taină a înălțării, dar să știți că ne așteaptă o taină și mai mare, a pogorârii Duhului Sfânt, pe care duminica viitoare o vom prăznui, a pogorârii Duhului Sfânt cu toate darurile, și noi primind darurile acestea, să știm că și cu acestea suntem așteptați tot acasă de către Tatăl Ceresc. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu.